Salut, sunt Dipper Pines. Cea care micșorează capul e Mabel. Te ajut! Azi la ghidul lui Dipper în lumea misterelor. Gata, ajunge. Azi investigăm anomalia numărul 23, tatuajul secret al unchiului Stan. Ce ascunde? O glumă din liceu? Un simbol secret? Sau ceva mai ciudat? Stan pretinde că nu există, dar azi vom afla adevărul. Imediat după un nou episod din Ce e sub bandajul lui Mabel? Mabel! Deci, uite planul. Stan nu-și scoate niciodată maioul ca să-și ascundă tatuajul, sigur. Dar eu și Sus o să prăjim misterul chiar acum. Ha, la propriu! Îmi place când vii cu chestii de-astea. Tare cald azi, ha, domnule Pines? Cred că ne-am recorit mai bine dacă ne-am dat bluzele jos! Am dreptate? S-o să-ți dau bani dacă pui tricou pe tine! Nu fi stimit, domnule Pines! Să nu ne rușinăm de corpurile noastre! Ai grijă de magazin puțin, Suz! Mă duc să caut o lopățică să-mi scot ochii! Bine, planul B! Dumnezeule, aia de pe umărul tău e rășină otrăvitoare? Lasă-mă să te curăț! Auzi, dacă vrei să-mi vezi tatuajul, trebuie să te străduiești ceva mai mult! Aha! Parcă spuneai că n-ai niciun tatuaj! Eu n-am! Dar tu o să ai! Cum adică o să... Bine, planul C. Stan e la duș. Nu voiam să fac asta, dar uneori trebuie să faci lucruri oribile de dragul științei. Eu cred în tine, Frederica! Dipper, spune-mi Dipper! Nu o să-l vezi niciodată, puștule! Niciodată nu o să-l vezi! De câtă vreme stai aici? Dă-n camera! M-am gândit să mă relaxez un pic pe acoperiș. Te găsesc eu, puștule! Păi, cam atât în episodul ăsta. Tatuajul lui Stan rămâne un mister. Cine știe ce alte secrete așteaptă să fie descoperite?